A crescut numărul de cazuri de gripă în ultimele săptămâni. La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, de exemplu, sunt internați în prezent peste 20 de pacienți confirmați cu virusul gripal, dintre care unul se află la terapie intensivă. Managerul Florin Roșu afirmă că una dintre cauzele numărului mare de pacienți care se adresează unității medicale cu simptome de gripă o reprezintă renunțarea la masca de protecție în spațiile aglomerate. Deși gripa poate fi tratată ușor, este recomandat ca, în special persoanele care suferă și de alte afecțiuni, să se adreseze medicului, subliniat Florin Roșu. Cu toate că de cele mai multe ori episoadele de gripă nu reprezintă un pericol vital, persoanele cu comorbidități, femeile însărcinate, trebuie să acorde o mai mare atenție simptomelor, să comunice cu medicul de familie despre aceștia și chiar să se prezinte pentru un consult de specialitate. Un tratament nespecific, luat după ureche și nu recomandat de către medic, poate agrava starea de sănătate a pacientului. La nivel național, numărul total de infecții respiratorii acute a fost de 75.628, de 1,9 ori mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent.